Nu a intrat încă în politică, dar a ajuns viceprimar în Poiana Câmpina. Nu este o glumă, ci rezultatul numirii de astăzi din Consiliul Local al Elevilor. Protagoniști au fost cei care urmează cursurile școlii Ion Mateescu. Declar ședința deschisă. Propun următoarele proiecte pe ordinea de zi. Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de Validare. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnișoarei Eftimie Andreea și declararea locului ca vacant. Am reorganizat din nou Consiliul, având în vedere că 3 dintre elevi au promovat la liceu și au fost aleși și noi consilieri, respectiv un viceprimar. Noul viceprimar al copiilor este Alexandra Mocanu, care a primit 9 voturi. Sunt foarte fericită și mândră să fiu viceprimarul copiilor. Voi avea nevoie de ajutor din partea domnului viceprimar, este mai experimentat în domeniu. În cadrul ședinței, noi consilieri locali și viceprimarul au depus și jurământul. Jur să respect regulamentul de organizare și funcționare al școlii învățător Ion Mateescu, Poiana Câmpina și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele copiilor din Comuna Poiana Câmpina, județul Prahova. Viceprimarul localității Poiana Câmpina, Sergiu Constanda, spune că îi va susține în continuare pe cei mici. După cum i-am obișnuit pe cei mici și anul trecut atât eu și domnul primar, suntem alături de ei și sprijinim cu tot ce ne stă în putință. Chiar ne bucurăm de tot ce s-a întâmplat în această școală, s-au întâmplat foarte multe activități, toate de bun augur pentru cei mici și chiar se simte prezența lor în incinta școlii. Structura primar, viceprimar și Consiliul Local al Elevilor funcționează în Comuna Poiana Câmpina încă de anul trecut.